Specialiștii sistemului antigrindină ne-au arătat cum intervin în cazul în care grindina cade în cantități mari în Prahova. O să încărcăm lansatorul 1 cu două rachete IRAG 96 lungi. Este stare de alertă în punctul de tragere de la Valea Călugărească. Încă de la începutul sezonului, unul atipic au fost lansate într-un sezon rachete folosite în mod normal în aproape două, mai exact 29 de intervenții active la nivelul celor 12 puncte de tragere din Prahova. Grinda 2. Grinda 2. Poftim. Două secunde. Azimut. 60. 60. Și înălțare 50, ține. Cu înălțare 50. Dai, gata. Gata. Au fost în Prahova cel puțin 29 de zile de combatere de la începutul sezonului. Punctul în care ne aflăm, Valea Călugărească, cel mai vechi punct al sistemului din România, inaugurat în 2004. Face parte din grupul de combatere Prahova, care acum are 12 puncte de lansare și acoperă 240.000 de hectare. Anul acesta, până în momentul de față, a avut 15 intervenții active în atmosferă și a lansat 56 de rachete. În total, în Prahova, au fost 29 de intervenții active în atmosferă, cu un total de 456 de rachete lansate până astăzi. Județul Prahova a trecut peste câteva episoade cu grindină severă, care au făcut ravagii atât material cât și în agricultură. În astfel de situații, specialiștii spun că nu pot interveni. Anumite momente când aviația, în cadrul protocolului pe care îl avem, ne dă interdicție, există zboruri prioritare, există pericol pentru siguranța zborurilor și atunci avem interdicție și nu lansăm cu riscul de a avea căderi de grindină pe teritoriu. A doua situație este legată de existența sectoarelor interzise. Prahova este un județ foarte urbanizat. Avem sectoare interzise pe marile aglomerări. Mari aglomerări în sensul că peste 1000 de locuitori pe kilometru pătrat, Urlați, Mizil, Ploiești și de-a lungul DN1 în Anfiladă. Deci este o altă limitare, iar a treia limitare este atunci când azimuturile de tragere sunt pe nord spre munte și cantitățile de precipitații anunțate sunt peste 50 de litri pe metru pătrat, pentru că nu dorim să sporim regimul pluviometric în niște zone nesistematizate cu canale nedecolmatate și să provocăm sau să agravăm niște inundații care se pot produce în zonele respective. Așa că la centrul de comandă al unității pilot de combatere a căderilor de grindină de la Ploiești, lucrătorii sunt tot timpul în alertă. Rubrul cel mai apropiat este Tătaru. Azimut? Azimut 325. Distanță? Distanță 3 km. Deci o rachetă scurtă. Se poate trage imediat. Cel mai apropiat punct este Tătaru și singura posibilitate. Înălțare 80. Înălțare 80. O rachetă scurtă. Soluția nu acționează deocamdată. În luna iunie, de exemplu, am avut 20 de intervenții active în 30 de zile de calendaristice. Deci au fost perioade când în fiecare zi eram în alarmă și se trăgea. Mai mult sau mai puțin rachete, în orice caz consumul a fost pe măsura evenimentelor. Chiar dacă sezonul fenomenelor meteo extreme este pe sfârșit, asta nu înseamnă că puținele evenimente de acest fel nu pot fi unele violente. Avantajul specialiștilor de la punctul de comandă din Ploiești este că pot observa la nivelul țării și 3 radare ale ANM, care sunt actualizate la mai puțin de 8 minute, astfel că timpul de acțiune al rachetelor se diminuează considerabil în caz de alertă.